Imnografii și cântăreții bisericești au fost cinstiți și comemorați ieri în Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Onești. La invitația părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, corul academic Bizantion din Iași a oferit răspunsurile la Sfânta Liturghie și a încântat la final audiența cu un concert de cântări religioase. În contextul anului comemorativ 2023, corul academic Bizantion din Iași a fost invitat să participe și să ofere răspunsurile la Sfânta Liturghie săvârșită ieri în Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Onești. Prin cântările lor și prin rugăciunile credincioșilor, au fost comemorați imnografii și cântăreții bisericești. Ne întrebăm cum putem să-i omagiem pe imnografi și psalți. O să ne răspundem, păi facem adunări, simpozioane, concerte, invităm grupuri, invităm cercetători să ne vorbească despre imnografi și despre psalți. Eu aș spune că o formă de a-i cinsti și omagia pe imnografi și pe psalți, două cete care scriu slujbele bisericești și care cântă slujbele bisericești, ar fi ca zi de zi să le urmăm viața, modelul de slujire a lui Hristos prin ceea ce au făcut în biserică. Ieri am adus 29 de trupuri ale sfinților închisorilor. La 11 noapte am încheiat această acțiune duhovnicească de repatriere sau de readucere la biserică și am o bucurie cu totul aparte și cred că liturghia aceasta este cu ei și cu toți îngerii închisorilor care au cântat acolo la temnița din Târgu Ocna. Și acolo nu era auditoriu mult, ci era mult Duh Sfânt. De aceea Bizantion a venit aici cu un cânt, cu un imn și cu Duh Sfânt. Corul Bizantion s-a format începând cu anul 1997, a susținut numeroase concerte în Grecia, Danemarca, Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța, Italia, Spania și a participat la festivaluri importante de muzică sacră.